Bun găsit, dragi prieteni! Cluj24.ro și Infocluj.eu vă oferă emisiunea proprietară în Cluj. Astăzi l-am ca invitat pe analistul politic Mihai Curteanu. Bine ai venit la noi în emisiunea. Bine te-am regăsit, dragă Eugen, mulțumesc pentru invitație și o zi frumoasă tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Aș vrea să începem, în primă instanță, să spunem așa, cu scandalul vaccinilor. Luna trecută a fost un scandal imens. România trebuie să plătească peste un miliard de euro pentru vaccinuri. Culmea, multe dintre ele nu vor fi folosite pentru vaccinarea populației. Cu atât mai mult, multe dintre ele cred că sunt și expirate astăzi și au pierdut termenul de valabilitate. Avem o problemă mare astăzi. România a cheltuit uh, cei un miliard pentru achiziționarea acestor doze de vaccin. Multe dintre ele, după cum ați putut observa și noastră, nu au fost folosite. Uh, problema va fi cum vom recupera acești bani. Da, într-adevăr, toată lumea va spune, a fost pentru o cauză imediată, o cauză de urgență sanitară. Trebuia să fim pregătiți ce s-ar fi întâmplat dacă am fi rămas fără. Fără doar și poate cred că s-ar fi putut estima măcar un număr real. Nu spunea nimeni dacă aveam astăzi un mic plus, dar astăzi avem un număr de doze extrem de mare pe care va trebui guvernul să se apuce să le și uh, neutralizeze. neutralizeze, exact care implică cu totul și cu totul alte costuri. Deci s-ar putea să ne trezim astăzi că cel, acel miliard cheltuit, de fapt, vom, poate vom se, va, încă un exact, se va. Exact se va. Cine va suporta doze. aceste cheltuieli, le vom suporta noi din uh, buzunarul propriu. Uh, cu atât mai mult cu cât astăzi România începe să simtă uh, primul val de recesiune. Uh, primul val de recesiune, dar suntem la o dobândă, nu la o dobândă, vreau să spun că ne împrumutăm la o, cea mai mare dobândă din Europa. Dar uh, în luna martie am avut inflația a atins 10%. Da, avem o problemă. Inflația este uh, în crescendă astăzi. Toți economiștii vin și ne avertizează pe acest. Uh, Subiect Spunându-ne că avem probleme mari cu inflația, vom avea, iar în trimestrul al treilea vom avea probleme mari de a susține economic astăzi și România să poată să impacteze absolut orice val al viitoarei recesiuni care se anunță. Din cauza războiului și, bineînțeles, și din cauza pandemiei. Bine. Pentru că am avut blocaje economice în pandemie, iar astăzi avem blocaje economice din cauza războiului din Ucraina. România s-a împrumutat în primele trei luni ale anului 2022 cu 46,9 miliarde de lei. Asta înseamnă 10 miliarde de uh, euro. Împrumuturile Împrumuturile nu sunt neapărat uh, un mecanism uh, neuzitat și de alte state. Este un mecanism uzitat în absolut orice stat democratic, în absolut orice economie, doar cu un singur amendament. Acele împrumuturi să fie împrumuturi performante, adică să se regăsească în economie în așa fel încât să poată fi restituite fără a crea sau a aduce pe uh, spatele contribuabilului noi și noi scumpiri sau noi și noi recuperări de datorii pentru a fi achitate. Cum vezi această inițiativă a guvernului de a susține uh, cu 50 de euro la două luni persoanele aflate în pragul sărăciei? Dacă am o libertate de exprimare, o să fac cu o, o, o. să folosesc o sintagmă semicretină, mi se pare. Și vă spun și de ce. Pentru că astăzi să vii, o consider o jignire personal, să vii să oferi cei 50 de uh, euro per lună, la două luni. 100 lei pe lună. Ne întoarcem în 89, Mi în Mi se pare o palmă pe obrazul celor nevoiași care astăzi, într-adevăr, se află în imposibilitate de a-și achita dările către stat, de a-și achita utilitățile, de a-și cumpăra de mâncare. N-am văzut astăzi un program real din partea Guvernului prin care să susțină, nu știu, prin Casa de asigură de Sănătate. Dau un exemplu. Achitarea absolut tuturor medicamentelor pe care le folosește un pensionar cu un venit mic, n-am văzut așa ceva. Deci avem doar punctual, că știm că este o categorie vulnerabilă, avem uh, alocația astăzi a copilului care este de uh, râde toată lumea de noi. Toată Europa. Toată Europa de noi. Și venim cu aceste vouchere, sunt exact pe principiul sticlei de ulei care o oferi într-o campanie electorală unui potențial votant. Eu cred că astfel de pomeni le-aș le, -aș numi, le -aș putea numi fără doar și poate și asumându-mi și având proprietatea cuvintelor, ar trebui să se termine odată pentru totdeauna. Aceste România absolut, aceste România are nevoie de proiecte, oamenii au nevoie de proiecte pe termen lung care să impacteze benefic în viața lor de zi cu zi. La ora actuală, în calitate de om politic, aș putea spune, ce ai, ai, ce ai inițiat tu să faci o astfel de uh, lege ca să ajute persoanele nevoiașe? Pentru că avem o discrepanță foarte mare. Odată, avem persoane cu pensii minime, 1000 de lei pensia, și avem persoane cu sute de zeci de mii de lei pensie. Cu unde ar trebui să se echilibreze? Pentru că în 10 ani de zile, nu, dacă vom ieși la pensie, bineînțeles, nu în 10 ani, nu vom avea cine să ne plătească pensia. Avem o problemă mare din punctul acesta de vedere pentru că există aceste discrepanțe. Avem acele pensii nesimțite, acele pensii care au trecut la un moment dat prin majorări, prin Parlament, Procentual Al, Procentual, da Ele ar trebui uh, reduse în așa fel Și mi-asum spunând acest lucru Ar trebui reduse în așa fel încât să nu mai existe aceste diferențe atât de mari Ar trebui cre creat un plafon maxim și un plafon minim În așa fel încât să poată și cel din pătura de jos, aceea total dezavantajată Să aibă un trai normal demn de uh, secolul 21 și de o țară democratică europeană că ai pomenit de o țară democratică europeană, costurile pentru autostrada, pentru lotul de autostradă în îndășel zimbor a crescut cu 250 de milioane de lei. Și probabil va mai crește. Deși se știa că, de către autorități că acel sector este cu alunecări de teren. Dacă ne întoarcem puțin în timp, în 2004 când s-a tăiat panglica la autostrada Bechtel în Sevădisla, aveam un contract negociat, o sumă fixă, la care americanii au mai cerut să facă inclusiv proiectarea, dar noi ne-am ambiționat după că să facem noi proiectarea. Ei nu și-au mai asumat după aceea execuția, dar în același timp a fost reziliat pe vremea domnului președinte Băsescu. Da. Astăzi sunt neprevăzuturi care pot apărea într-adevăr în absolut orice edificare a unui proiect. Dar aceste neprevăzute nu trebuie să depășească un procentaj din valoarea totală, un procentaj de bun simț din valoarea totală a întregului proiect. Astăzi ne trezim că oferim spre licitare un anumit tronson, oferim spre licitare anumite lucrări publice la un anumit preț, iar la finalitatea lor prețul respectiv se triplează. Aici avem deja o problemă mare. Cineva înseamnă că a. A analiza total greșit și ar trebui să vedem cine este vinovat pentru așa ceva. Nu ar mai trebui aceste lucruri să se întâmple. Ar trebui să avem parte de un preț real al pieții de edificare absolut orice, oricărui fel de proiect pe care noi dorim astăzi să îl edificăm. Mergând de la autostrada Transilvania, puțin mai aproape de Cluj-Napoca, de Cluj vorbim despre centura metropolitană. Din punctul tău de vedere, ca și ca jurist, crezi că va fi realizată această centură metropolitană? Cred în proiectele mari, cred că trebuie să fie realizată, la fel cum cred că este din nefericirea să o dulce Himera. De ce spui asta? Observăm că pașii se fac din ce în ce mai greu. Observăm că edificarea ei și. Direcția spre edificarea ei sunt din ce în ce mai. pașii spre edificare sunt din ce în ce mai greoi. Văd că ne blocăm în tot felul de tertipuri de, de, de legislative și din tot felul de tertipuri birocratice. Într-adevăr, astfel de proiecte sunt imperios necesare pentru dezvoltarea unui unui oraș, unui municipiu care are tendințe de metropolizare astăzi, cum este municipiul Cluj-Napoca. Nu discutăm despre uh, Clujul celor un milion de locuitori ne apropiem vertiginos. Dacă luăm întreaga zonă metropolitană și comunele aferente, cred că acolo suntem, la un milion de locuitori. Vers. Deci cred că astfel de proiecte trebuie să fie puse în practică, dar mult mai coerent și cu finanțări foarte bine definite. Din Ar trebui simplificată legislația? Cu certitudine. Și aici vorbim, noi stăm foarte mult după autorizațiile de mediu. De la autorizație, care este ultima ștampilă ce se pune pe acest proiect. Stăm foarte mult pe mecanismul de licitare, stăm foarte mult pe uh, multe alte chichițe birocratice, deci cu certitudine ar trebui ca întreg mecanismul să fie unul mult mai simplificat, încât să poată să fie pus în practic într-un termen relativ scurt. Uh, ai pomenit de mecanismul de licitare. Se dorește uh, modificarea pragului de licitație la 5 milioane de uh, lei. Crezi că acest lucru va avantaja uh, autoritățile locale? Da. Cred că ar fi avantajate, da. De la centură, puțin la metro. Ești fondatorul asociației. Da, și președintele asociației, da. Împreună cu colegul meu, Oriana Astra și Vladimir Dan. Crezi că va fi realizat metro în Cluj? Îmi doresc să fie realizat. Pentru că stai în Florești. Da, îmi doresc, indiferent unde aș locui. și cred că absolut orice cetățean al Clujului astăzi ar. Sau construcția acestui metrou ar, im ar impacta pozitiv în calitatea vieții cetățeanului. Dar costurile da, costurile sunt mari. foarte mari. Da. Și vor urma costuri de întreținere? Nicăieri vom... în lume. Astăzi nu este rentabil metroul. Doar atât subvenția care. Autoritățile trebuie să încerce încât subvenția care vine de la stat în momentul finalizării lui să fie cât mai mică costurile de pe astăzi de edificare acestui proiect, dar într-adevăr sunt foarte mari. Două proiecte majore se vizează în această vară. Odată este intersecția Strada Mărginea și Calea Mănăștur. Va duce la blocaje de trafic acolo și odată cu începerea lucrărilor la metrou, se, domnul primar Emil Boc spunea că vom avea parte de un an de zile fără trafic auto în centrul orașului, pe Calea Moților. Noi, astăzi, ca și cetățeni, discutăm din ce în ce mai des despre Green Deal, discutăm din ce în ce mai des despre programe de mediu, de crearea unui sistem în care să avem o viață cât mai sănătos, sănătoasă cu putință, iar noi mergem de la magazinul din colț până la scara vecinului cu mașina. Dacă ne uităm astăzi în trafic, putem observa că multe mașini sunt doar cu o singură persoană în ele. Sau cu o persoană cu un copil. Bun, astăzi ar trebui. Să fie și este, pentru o oarecare măsură, și transportul public uh, în comun o soluție. o soluție viabilă, ar trebui abdatat. Nu cred că trenul metropolitan nu trebuie readus în discuție ca și mijloc de transport uh, în comun, astfel încât să descurajăm cât de mult se poate uh, ca omul, cetățeanul de rând, să mai folosească mașina proprie. Dar. Autoritățile nu au construit în cartiere. În cartierele noi ale Clujului nu au construit acele uh, centre de cartier și când mă refer la centre de cartier mă refer la creșă, grădiniță, școală. Da. Normal că părintele vine copilul în uh, centrul orașului pentru că de acolo își lasă copilul la școală cu mașina, cum ai spus, părintele cu un copil în mașină, după care merge la serviciu. Probabil a fost o problemă de viziune urbanistică. Astăzi am observat că se încearcă o corectare a acestei paradigme. Orice edificare de ansamblu, când vedem mai un ansamblu de clădiri, sunt condiționate de a construi eventual o clădire de utilitate publică, cum ar fi o grădiniță sau o altă clădire de utilitate publică, în așa fel încât să se corigeze aceste probleme urbanistice de care ne lovim astăzi, exact cum spuneați și dumneavoastră mai devreme. Crezi că ar putea, ar fi trebuit primăria să pună în prim plan aceste investiții și abia după aceea să elibereze autorizațiile de construire? Știi ce se întâmplă astăzi dacă am condiționat? Eu nu sunt un uh, fan neapărat al uh, opririi edificării construcțiilor într-un oraș. Și nu sunt uh, fanul și nu sunt adeptul uh, stop construcțiilor. Nu, eu cred că un oraș trebuie să se dezvolte, dar coerent. Primăria nu trebuie să fie minim intruzivă în piața de business, dar trebuie să aibă anumite puncte prin care să ghideze o traiectorie concretă. Astfel încât să nu existe astfel de probleme pe care astăzi le întâmpinăm. Nu știu, străzi neasfaltate, să avem probleme de clădiri mult prea apropiate. Deci aici trebuie, probabil, reconsiderat întregul puc și am înțeles că se și lucrează la anul acest viitor aspect. Are urma da. să fie finalizat da, noul, puc. noul puc și acest nou puc probabil va corija toate inadvertențele care au existat până acum în așa fel încât calitatea vieții să-l parafrazez pe primarul Clujului, calitatea vieții cetățeanului să fie una ridicată. Ar trebui să fie una ridicată, <coughs> dar domnul Curteanu, aș vrea să vă adresez o întrebare referitoare la cele peste 250 de uh, case ridicate pe Valea Fânațelor pe care tot domnul primar afirma că, că vor fi demolate, pentru că nu au fost construite ca autorizație de nu au avut autorizație de construire. Bun, aici va hotără instanța dacă vor fi sau nu de demolate. Nu hotărăște primarul acest aspect, doar că aceste construcții, într-adevăr, din nefericire, au fost edificate fără existența unei autorizații de construcție, din câte am înțeles. Și neavând autorizație de construire, în atâția ani a apărut o casă în livadă, încă o casă în livadă, încă o casă în livadă. Autoritățile, Autoritățile trebuie să intervină din timp și să stopeze acest. care putem să numim un flagel. Astăzi, multă lume vine și ne spune, domnule, ar trebui să găsim o formulă legală pentru aceste persoane. Eu, din punct de vedere uman, îi înțeleg. Sunt oameni care astăzi au copii, și-au și -au investit economiile, probabil de o viață, în edificarea unei case și să vină cineva să le odărâme. Dar dacă încurajez un astfel de comportament, ne vom trezi mâine, nu cu 200, nu cu 300, ci probabil cu 1000 de astfel de construcții. Tot, toată lumea va încerca să se lege de acest subterfugiu în așa fel încât să eludeze latura legală și un astfel de comportament nu trebuie încurajat, trebuie corijat de urgență, într-adevăr trebuie preîntâmpinat și autoritățile aveau toate pârghile legale ca avem să locală, absolut aveau toate pârghile legale ca să preîntâmpine un astfel de comportament nu s-a întâmplat acest lucru și astăzi ne aflăm și vedem că avem 200 de familii care se află în această situație Uh, să trecem puțin Valea someșului mergem puțin mai pe sud, în zona Borhanci. Da. Uh, acolo primăria anunța, uh, încă de pe vremea uh, domnului primar Gheorghe Funar, uh, acel celebrul cartier de locuințe Casa rom. Ulterior, acel cartier nu s-a mai construit. Vedem o, uh, un exemplu de casă uh, ce urma să fie construită în Borhanci, pe calea Turzii, uh, a ars acolo și de atâția ani, E o ruină, acolo nimeni n-a făcut nimica Dar primăria nu a mai investit În Borhanci În același timp sunt peste 80 de familii Care așteaptă să primească autorizație de construire De peste 3 ani de zile Să se deblocheze de această situație Astăzi este un studiu de trafic Pe zona respectivă De aceea că Asta este și explicația mână, O să fac pe avocatul primăriei Eu doar spun ceea ce știu din uh, piață că există astăzi. Un uh, studiu de trafic care ne-a uh, demonstrat că dacă va crește uh, numărul de locuințe traficul generat pe toată breteaua străzii Brâncuș iar acolo avem o intersecție destul de păcătoasă De peste fagul, an, de, da, de peste fagului, an fagului cu, cu, cu Borhan și, și cu Brâncuș Se și aici, discută să se facă acel sens dar încă nu s-a început lucrul aici primăria va trebui să implementeze și să facă acel sens s-a discutat despre el, s-a luat, luat în calcul ca și măsură s-a ajuns la concluzia că este una dintre măsurile viabile ar fi trebuit pus în practică. Sunt, întreaga zonă este legată și de centura metropolitană și de căile de acces, în așa fel încât tot traficul care se va genera în acea zonă să nu se mai revarse în, doar în Brâncuș și în zona Bună a, în cazul în care ai treabă în, în Grigorescu, să nu mai treci, să prin, nu tot, treci tot prin, exact. prin tot centrul orașului, să poți să prin centurile. Ăsta este da. rolul centurilor ocolitoare, inelelor de centură și așa mai departe. Deci sunt formule de trafic care să decongestioneze, practic, haburile critice pe care le ai într-o unitate administrativ-teritorială. Vedem, am putea face o comparație cu Oradea. În două mandate, domnul Ilie Bolojan a reușit să creeze acele centuri ale Oradei. Mulți amici, cunoștințe care locuiesc în Oradea îmi spun că uh, e un oraș mult mai aerisit, pe când Cluj -o a rămas în urmă din acest punct de vedere. Da, Oradea este extrem de lăudată în ultima perioadă și am observat că apare prin toate topurile ca și model de bune practici administrative. Dar nu a fost asaltată precum a fost Clujul. Clujul a fost la un anumit punct, având în vedere că este un centru universitar, un centru medical. Am fost efectiv asaltați de noi și noi persoane care au rămas să locuiască în municipiul Cluj-Napoca. De la an la an am observat că populația municipiului Cluj-Napoca crește exponențial. Acum vom avea recensământul și vom vedea exact și nu cum numai stăm. Că, uh, are o creștere exponențială, dar și o întinerire, pentru că și mulți, o întinerire... tineri, mulți studenți rămân în Cluj. Avem Florești, cea mai tânără și cea mai mare comună din țară și cu chiar mă uitam când era domnul Șulea încă primar era făcut un studiu și era considerată comuna cu uh, cel mai înalt grad de educație având tineri, mulți tineri absolvenți de studii universitare. Dar cu toate astea vedem că astăzi este o comună cu mari probleme. Care din punctul tău de vedere ca analist uh, politic uh, și jurist problemele din Florești? Ar fi o listă mult prea lungă. Nu se datorează neapărat actuale administrații, ci au fost multe dintre ele probleme moștenite. Au, în primul rând, din existența unui plan urbanistic general. Discutăm de acel plan urbanistic general, cred că de peste 8 ani de zile. Și încă Ar nu este fi, finalizat. Și nici nu există premisele ca să se finalizeze într-un termen scurt, relativ scurt. Tot această administrație a plătit, a, plă, în, da, a plătit firma da, care trebuie da, să realizeze. A plătit și nu încă nu sunt premisele de finalizare acestui pug, acest pug, ca să înțeleagă toată lumea este mecanismul de corijare, mecanismul de implementare a unei direcții de dezvoltare coerentă. Astăzi ar trebui să fie multe studii de trafic, nu doar un studiu de trafic. Să vedem cum stăm efectiv la nivelul Floreștiului din punct de vedere al traficului. Avem probleme cu clădirile care nu au astăzi spațiile aferente între ele. Deci putem începe discuția despre o regenerare urbană, un proiect de regenerare urbană la nivelul întregii comune, în așa fel încât să reușim să corectăm ceea ce a fost făcut greșit. Așa ar însemna să dărâmăm toate blocurile și să le punem dărâmare. De, la, nu să discutăm de la zero. Aparat de dărâmare. Am putea găsi formule de, de rezolvare a spațiului comun între blocuri, spațiile verzi. Am putea să găsim ză, ză, zonele de expropriere, unde pot fi expropriate anumite zone. Aici, da, dacă îmi permis să te uh, contrazic, nu poți să faci o expropriere atâta vreme cât terenul sau drumul de acces este girat la bancă, pentru că mulți dintre proprietarii apartamentelor din Florești și-au cumpărat cu cotă parte din acel drum de servitute. Da, aici avem o problemă din punctul ăsta de vedere. Dacă, dacă, identific... dacă băncile nu vor uh, avea un Nu-și nu vor da nu acceptul, da. Accept, uh, aici trebuie și cu instituția financiar-bancară avute discuții pe cazuri particulare. Nu putem generaliza, nu e cazul, un caz generalizat. Vor fi cazuri, sunt cazuri particulare. Aici trebuie începute discuții concrete pe aceste cazuri cu instituția financiar-bancară, expus proiectul în așa fel încât să-și dea și acordul făcându-i să înțeleagă că valoarea bunului pe care ei au să zelau, uh, în acea locație crește exponențial dacă acești pași vor fi urmați. Uh, referitor la valoarea bunurilor, uh, cum uh, considerați uh, prețul apartamentelor uh, pe metru pătrat în municipiul Cluj-Napoca? Uh, Florești, uh, zona Kinten, e preponderent uh, de case. Avem doar pe Valea uh, chintea lui, să spunem așa, câteva blocuri ridicate, Apahida, Feleacu și Baciu. Nu sunt neapărat un expert în imobiliare, cred că cel mai potrivit pentru ar fi într-un astfel de răspuns ar fi experții pe domeniu. Eu sunt doar un simplu părelolog din punctul acesta de vedere. Dar avem... Simt din plin și eu creșterea, în persoană am creșterea uh, exponențială a prețurilor apartamentelor, uh, din Cluj și, și din comunele lim imediat limitrofe. Nu știu dacă va mai crește, nu va mai crește. Astăzi există o problemă reală în piața de profil din cauza războiului. Multe firme alimentându-și cu ciment, cu fier, cu diferite componente, materiale de construcție. Și observăm o creștere, la 40%, da, o creștere de minim 40% a. Și asta o, se răsfrânge automat, în, se prețul, se automat în prețul apartamentelor. Cât va putea susține piața? Aici este o corelare și cu instituțiile financiare bancare Cât timp ele vor susține nivelul de creditare ca omul de rând să poată să își cumpere și să susține acel credit? Să-și cumpere un apartament. În momentul în care acest cerc se va închide pe o anumită direcție, atunci, într-adevăr, vom suferi o cădere a pieței. Până atunci, lucrurile, în schimb, vor merge la fel cum au mers și până acum. Ne putem aștepta la o criză din 2007-2008, o asemănare la o cădere a pieței imobiliare? Nu, pentru că astăzi avem o criză provocată de război. Nu știu dacă va cădea neapărat piața imobiliară. Deși au crescut mă repet exponențial prețurile. Dacă va exista o corecție, cu certitudine va exista acea corecție. Nu știm când. Dar. În condițiile în care roborul crește. Să vedem automat se scumpesc creditele. Când va veni efectiv uh, valul uh, pe care îl vom deconta, de valul pandemic și uh, al războiului. Deci s-a întâmplat în epicentru pandemic, în epicentru războiului, iar. Valul va veni și către noi și ne va lovi la un anumit punct. Experții preconizează că va fi undeva prin toamnă, unde vom simți efectiv efectele. Efectele. Uh, atât și... ale pandemiei, cât și ale războiului. Pentru că acum ele au reușit să se și cumuleze, fiind atât de aproape una de cealaltă, Ancep... orizont de timp. Războiul, A început războiul, s-a terminat pandemia. Exact. Ceară, din, din, nefericire au fost, uh, au continuat una după ce. E o mare problemă. Spuneai că se va simți în toamnă aceste efecte acumulate, dar uh, în toamnă vom simți, dacă ne uităm acum de Paște, am avut uh, undeva la 60 de lei kg de carne de miel, uh, 12-14 lei litru de ulei. Uh, estimezi o creștere a prețurilor la alimente în contextul în care Ucraina și Rusia sunt cei mai mari exportatori de cereale? Printre cei mai mari exportatori de cereale? Le și vedem deja în piață. Aceste creștere atât la produsele de bază cât la absolut orice element, observăm o creștere a prețurilor. Și nu observăm o stagnare, ci premisele sunt pentru o creștere continuă a prețurilor. Și -aș puțin. Sunt legate și cu prețul combustibilului, cu uh, prețul. Uh, care va fi în crescendo al grâului, pentru că, să nu uităm, Ucraina era unul dintre producătorii principali de grâne din Europa. Exportatori principali, dar nu mai au porturi la Marea Neagră, nu mai au poate să exporte. Noi nu avem autostrăzi, poate că am fi avut oarecum o șansă să fim o țară de tranzit pentru exportul ucrainean pe cale terestră. Nu știu dacă ar fi fost posibil în condițiile date ca să... Uh, fie operațional un astfel de transport de, uh, de export către orice țară din Europa. Uh, Și eu cred că astăzi sunt blocate absolut uh, tot ceea ce înseamnă export din Ucraina. Ne refer, mă referam <coughs> după terminarea războiului. A, după terminarea războiului, cu certitudine. La o analiză să spunem așa la, la rece, guvernul ce măsuri ar trebui să ia Imediate, odată pentru stoparea acestor creșteri de prețuri. Avem acei bani pe care noi i-am primit de la Uniunea Europeană prin PNRR. Simplificați modul de acordare a banilor, dați drumul la bani în piață, în așa fel încât să putem contracara absolut toate efectele care vin și o potențială criză, o potențială recesiune. Să se dea drumul la bani în piață. Nu văd decât uh, măsuri declarative, nu văd decât uh, lozinci pancardiste, nimic mai mult. Vreau să resimt în piață uh, dat drumul banilor uh, care să se reverse în economie și să impacteze imediat în buzunarul cetățeanului. Asta ar fi doar una dintre soluții. Și pe partea socială, uh, am pomenit mai devreme de cei 50 de euro sub formă de vouchere. Uh, sunt suficienți acei bani? V-am spus, fără doar și poate nu. Este o jignire. Trebuie zis, să existe uh, și pe partea socială pachete clare de măsuri, de întrajutorare, dar măsuri de întrajutorare reale, în așa fel încât cetățeanul care este beneficiar acelor măsuri sociale să aibă într-adevăr o impactare pozitivă. Alianța PNL-PSD uh, va fi de durată sau e doar o parte de conjunctură? Ei se laudă peste tot că vor continua și după uh, 2024. alegeri 2024. Până acum funcționează. Văd că au reușit să își uh, rezolve absolut orice diferent. Uh, deși este o cămilă. Este o cămilă uh, pentru că am avut cea mai mare uh, angajare în sistemul de stat uh, în această perioadă de când avem guvernarea PSD-PNL. E păi, aparat mare de partid. Trebuie rezolvat. Pun în altă ordine de idei. Văd că funcționează încă această alianță. N-aș putea să zic că a fost... De, sincer, guvernarea USR, din punctul meu de vedere, a fost mult mai slabă și care a creat pe termen mediu, cel puțin și scurt, probleme mult mai mari din cauza multor personaje care erau în incapacitate de a conduce anumite ministere și aici aș nominaliza-o și de fiecare dată când am ocazia o nominalizez pe doamna Mihailă, din cauza căreia am pierdut o finanțare europeană pentru testare gratuită, pentru simplu fapt că doamna Mihailă nu a deschis mapa aflată pe biroul dânsei și a, nu a semnat, iar pe când a deschis acea mapă a trecut timpul și am pierdut acei bănuți. Și, și nu acest ar trebui ar putea putea... să fie luată la răspundere? Pentru Fără că... doar și poate. Fără Pentru că doar și vedem, poate. vedem, sunt cheltuiți bani publici cu nemiluita. Până și cineva ar trebui să se îndrepte împotriva ei din punct de vedere legal. Trebuie să fie trasă la răspundere și să suporte aceste cheltuieli care cetățeanul de rând, în definitiv, le-a făcut. Astăzi putea cetățeanul sau în toată perioada aceea, știm costurile care erau destul de mari pentru testare. Păi au fost 60-70 de euro la începutul, la începutul pandemiei, pandemiei, bănuți pe care omul de rând trebuia să-și dizloce din fondurile proprii într-o situație oricum delicată. Mulți erau acasă cu salarii neplătite, deci era o întreagă poveste acolo. Și doamna Mihailă, din motive care astăzi sunt greu de înțeles, venind din partea unui ministru, a omis în termen util să semneze acea mapă. Îți mulțumesc și foarte mult pentru Și eu vă mulțumesc pentru invitație. În emisiune. Dragi clujeni, vă doresc tuturor o zi bună!